Bună, dragi mămici, bună, dragi pitici, bine v-am regăsit! Despre ajutorul pe care l-am primit eu odată cu venirea pe lumea a Mariei Tăuna vreau să vă vorbesc astăzi și așa cum deseori auzim că atunci când ai doi copii este mult mai greu, eu pot spune că din punctul meu de vedere este puțin mai greu, dar în același timp este mult mai frumos, pentru că iubirea noastră a mamelor se dublează și nici de cum nu se împarte. Mie mi-a fost mai greu în sensul că voiam să ofer aceleași îmbrățișări, aceleași zâmbete, aceleași răspunsuri ambilor copii și în niciun caz sau în niciun moment să nu privesc pe vreunul dintre ei de atenția mea. Dacă la Ioachim Teodor, împreună cu soțul meu, ne-am descurcat singuri și am reușit să ne împărțim treburile și să reușim să acoperim și treburile cotidiene și să oferim și atenția care era necesară pentru băiețelul nostru și să-i oferim toată dragostea noastră. În momentul în care Maria Tăuna a venit pe lume, eu am cerut ajutorul bunicilor, tocmai pentru ca băiețelul meu să nu simtă o diferență foarte mare, să nu rutina pe care el o cunoștea, să nu se schimbe foarte mult. Și bunicii ne ajută cu mare drag, cu mare dragoste și ne ajută și ne vor ajuta în continuare. Ei, de exemplu, ne pregătesc mâncarea și în tot acest timp eu îmi petrec timpul cu copiii mei în loc să stau să gătesc. Când suntem doar noi patru, eu, soțul meu, Maria Tăuna și Ioachim Teodor, încercăm să transpunem fiecare activitate în joc și să încercăm să, de exemplu, dacă avem de călcat, Ioachim Teodor calcă și el cu fierul lui de călcat, cu fierul lui de jucărie și pune muzică, tati dansează cu fetița noastră, noi călcăm, dansăm și îmbinăm puțin utilul cu plăcutul. Bineînțeles că toate aceste lucruri durează puțin mai mult, dar atunci când ai ajutor, atunci când sunt zâmbete, totul se transformă în distracție și pentru noi ca familie este foarte important ca să ne petrecem cât mai mult timpul alături de copiii noștri. Pot spune că acest lucru primează și tocmai de aceea eu am cerut și ajutorul bunicilor și este important să, cel puțin din punctul meu de vedere, să implicăm. Maria Tăuna este mică, dar pe Ioachim Teodor încerc să-l implic în ceea ce facem noi. Și el cu mare drag de fiecare dată ne ajută și, așa cum spuneam, totul făcând sub formă de joc. Despre experiența mea și despre ajutorul pe care îl primesc eu am vrut să vă vorbesc astăzi și să recunosc, da, eu am nevoie de ajutor din afară și primesc acest ajutor din afară, dragi mămici. Până data viitoare vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă spun pe curând!